6 de ani, înveți la școala Sevastocerialci, mă răsești pe foarte mult. Mie este Alexia, este 10 ani, înveți la școala Stavri Zemeli, Corci. Curceau! Iar să mi-a răsește să mă fac doctoreș. Lima noastră este română. Sute de kilometri sunt din București până la Saranda, în sudul Albaniei. Unii străbat drumul acesta de curiozitate vara, în vacanță, pentru că au auzit că pe malul Mării Ionice, la doar 6 mile marine de insula Corfu, ar fi locuri deosebit de frumoase și plaje încă sălbatice. Alții adună cu greu cunoștințele de geografie să stabilească exact pe hartă unde ar fi Albania. Noi am străbătut drumul acesta cu greu, în căutarea românilor din sudul Albaniei. Nu ne-a fost nici nouă ușor, dar nu despre noi este vorba în această emisiune, ci despre aromâni sau rămânii din Albania. Mulți, puțini, atâți cât sunt înscriși în actele oficiale sau cât se simt ei în sufletele lor. Nu se află geografic vorbind la un pas de România, dar sunt, la o zbatere de suflet, mult mai aproape de țara mamă, chiar decât unii vorbitori de dialect român trăitori în România. Își declară deschis apartenența la nația română, vorbesc cu patimă despre lupta lor continuă de a-și învăța nepoții și strănepoții graiul străbunilor și limba română literară. Fundația Iolga promovește cultura, tradițiile, atât romanismul, din toate zonele din Saranda, Girocastra, Vlora, mă se zic tot sudul din Albania și mă se zic și Albania tot, și în afară din Albania. Noi, ca fundație, avem faptă multe activități, avem promovat multe personalități românești, români și a români. Avem biblioteca Eminescu, înapoi, cum avem inaugurat la 10 mai și cum biblioteca este ne și mult împlută, cum o vedeți, și este, vrea să-i umplă mai bine și care vrea să ne ajute să ne aducă cărți mai mult, cum au loc. Și trebuie să înviață și copii și tot de generală, tinerețe, să înviață pentru istoria, românismul, ca români, ta să viață istoria lor și să viață pentru țara lor mamă, ca România, că pe cunoșterea ți avem ca minoritate și ne zichide, ne face una, avem una, cum să zic, cu una libertate mai mare tora, acum, că noi vrem să ne organizăm, ta să promovăm cultura, identitatea noastră, și pentru școlile a noastre, ce vreți să defițem, și sibă și legea ține da, legea a minorității ține da, dați să avem toate dreptatele ca minorități alante. Se simt abandonați la o margine de mare și la răscruce de interese regionale și economice și totuși nu se opresc din eforturile lor. Amenajează școli din banii lor, bat la uși de obicei închise sau între deschise cât să le servească un răspuns fără conținut și fără acoperire în realitate. Bană, barbă, abur, boulu, bou, boi, albă, albu, papu cu maia vine la noi. Noi, ca fundație, putem chirfițăm și cu autoritățile, cum cursele ți-au de fapt la Selenița, avem toate aprobări și cărțile auzi ți-am dat la primăria de Selenița, cu semnăturile de prințele a copil și avem just la un nivel local. Noi vreți să ne organizăm și îți băgăm limba maternă și limba, cum să zic, universală, limba română și dialectul, ca să ducem la Ministerul de Învățământul al Albaniei. Că Ministerul Învățământului la Albania vrea un
Unë hârtie, noi, de mult sa e maninti, când era școlile românești prin Balkan, le avem cărțile, apoi trecură unul sute și mulți de ani. Azi este Ministerul Învățământului românesc. Vă colaborați mai aproape cu noi. Unii dintre ei nu au fost niciodată în România, dar o cunosc din poveștile celor bătrâni sau ale tinerilor care au fost plecați la studii în București, Iași, Cluj sau Timișoara. Își descoperă întâmplător, rude, când cine știe ce delegație mai mult sau mai puțin oficială ajunge prin zonele unde trăiesc ei. În anii 2000 am aplicat pentru o bursă pentru românii de pretutindeni. Am câștigat bursa, m-a plăcut foarte mult România, am cam lungit un pic studiile, în sensul bun, că am făcut și două mastere și doctoratul. Am stat câțiva ani în România, aproape 10 ani la Iași. Eu, fiindcă am crescut aici și cunosc foarte bine limba română, nu mi-a fost așa greu. M-am înțeles la început în România, în plus că rar își dădeau seama că eu nu sunt român, din cauza că cunoșteam dialectul, textul, să zicem. M-am simțit ca acasă. Când ascultam limba română, mi se părea ceva cunoscut. Deci n-a fost un impact foarte mare ca să plec de aici și să mă duc acolo la studii. Până și profesorii la început au început să-mi treabă, că le mai băgam câteva cuvinte în română, bineînțeles, la început. Da. Și erau interesați, mai ales în anul pregătitor, profesorii de la litere. Mine am așa un ficior și n-as... studie în România de arhitectură și continuă să băneați acolo, tora nu ca student, mă lucrează la un studio arhitectură. De ce a vrut să meargă în România să studieze? Noi în casă, decât soțul meu este arămen, de una familie ți-ari dată, știi, comunitatea arămenă. Papu al soțului meu, stripapu a ficiorul, a rifut cu papalam Haralam Balamaci, a realumtat și biserică și școală. Noi în casă ne s-a reavzat tot în ati ti limba, ti cultura, ti zaconile a noastre. Și nu avea că cum să nu ne zată România. Tu România avem. Dictă mama și dictă tata. Era și Dada Alicasi spunea totuna că avea surer, ți avea fuzit tu România când a curșit emigrarea de Hora Plasă, de Dișnița, de Aua Curșaua. A curșit să emigrează și Armenia, tu America, tu România și mulți oameni de a noștri fuziră-și. Nesă cu dor zburati surerile a ieții era acolo. Așa și decât papua meu și nesă avea surer, ți-i fuziră tu România. Și tora noi șim și prot cu surini ți n-adunăm. Mult din aș nu li cunoștem că puțin ar veni taua, noi nu avem venit, mini, nu am venit acolo în România, am dor, ta sliveți toți, că sunt oameni mult dăruți și caftă ta snega acolo. Pare greu de înțeles cum de există oameni care se bat cu munții de indolență doar ca limba, obiceiurile și neamul lor să nu dispară într-o vreme a globalizării și își fac dușman la tot pasul. Dar și prieteni, puțini, dar siguri, și care le rămân aproape și la bine, dar mai ales la mai puțin bine. Sunt și dau grupuri alte în Albania, ți spuneți, nu limba vlahă, nu limba, limba română este limbă și nu e dialect, și sunt un contradit. Aici sunt dau probleme, sunt oameni, doi oameni sceptici, doi oameni, cum se zic, vederea mai ninte ori pe acolo. Noi vedem mai ninte, învățăm limba literară română și dialectul a românții avem, știi, la familie. Limba, tradiția, familia și credința.
Acestea le-au fost sprijin în anii grei ai comunismului, dar și înainte, când din populație fondatoare a statului albanez au ajuns minoritate, recunoscută abia în 2017. Biserica le-a fost multă vreme cerul de deasupra munților înalți din Balcani, locuiți doar de ei și de familiile lor. Icoanele zidite în pereți stau mărturie pentru credința bunicilor și pentru legătura lor aparte cu un Dumnezeu al răbdării. Cu mult înainte de toate acestea, preoții lor au deschis la început școli și paraclise la ei în casă. Apoi în clădiri pe care le credeau rezistente în timp, dar care au fost distruse însă de cei care nu vedeau cu ochi buni bisericile în care rugăciunea era înălțată în limba română către un Dumnezeu al îndurării. Preoții lor, cu trupurile sfârtecate, au devenit martiri, recunoscuți azi și de noul stat albanez. Este o femeie de Gjatinje, ne pot de Elefter Gjata. Fac parte din familia Gjata, din neamul lui Elefteria Gjata. El făcea parte dintr-o familie cunoscută de patrioții a români, martiri ai neamului, despre care se cântă în baladele populare. Acasă am fost 6 copii, 4 băieți și 2 fete, iar la noi în familie s-a vorbit numai în graiul la român de când ne știm. Cu ceilalți oameni vorbeam în limba albaneză doar dacă era cazul. Graiul nostru a român l-am învățat de la mama și l-am dat și eu mai departe copiilor mei. Așa că și azi în familia noastră vorbim în continuare graiul nostru strămoșesc. Acum sunt preot în Delvine, unde trăiește o comunitate numeroasă de aromâni. Când eram mic, au fost demolate multe biserici aici, la noi, și țin minte că bunica mea avea ascunsă icoana Sfintei Marii cu Domnul nostru Iisus Hristos și o scotea uneori, aprindea candela și se închina la ea și se ruga. Când o întrebam ce face, îmi spunea că e treaba ei, nu a mea. Bunica avea o cruce tatuată pe frunte. La perioada comunistă s-a sparsă toate bisericile și noi aveam o biserică mult mușată și nesă s-a sparsă. Și nu pătură s-o îndreagă, la Armenie, și apoi nesă s-a sparsă ca toate bisericile alante. Și tot aici era de dictatură, noi toți li fițeam acasă. Ascumta. Să nu ne vedea ver. Mine aduc aminte papul și dada din casă și uscuteața icoana așa ascumta și fițea rugăciunea lor cum știa să o fițea. Pe ascuns. Pe ascuns. D-apoi, după ani, unii n-au zis doi, când a hârșiră să-i desclidă bisericile, era tișeții părintele Dimitr venit în România și înviță de preft. Ne hărăsim mult că era din comunitatea noastră. Și era hărau mare, desclidarea a unui paraclis tu limba noastră. Astumse ne-a venit și un părinte de trămânie și lucra mult cu părintele Dimitr și o feță și pe limba noastră, armeană, și pe limba rămânește și pe limba rămână a noastră, tăsă, că părinții noștri avea faptă școala rămână și aducea rămânește. Ama noi nu avem, cu tot că aducem mult rămânești, noi știm să zburăm dialectul noastră, limba noastră. Și așa că lucrară mult, feseră mult lucruri și o feseră slujba pe rămânești și pe a rămânești. Pentru comunitatea de aici, bisericile au fost foarte importante. Păcat că în timpul comunismului, Albania a fost o țară ateistă. Și nu prea ne permiteau ca să mergem la biserică. Deci ei care sunt mai mari, eu puțin am prins comunismul. Dar unele biserici
au fost, se umpleau cu iarbă din cooperativă, atunci ca să păstreze iarba pentru iarna. Iar biserica de acolo jos a scăpat, pentru că erau și mormânții și aveau un impact mai mare emoțional. Și chiar acum Teodorul îmi spunea că, datorită că nu vroiau să... Erau și comuniști în sat atunci, care nu le lăsau să... Spuneau că noi suntem țara ateistă și nu aveți voie în biserică. Ei intrau și prin ferestre ca să se roagă și... Din ce îmi spunea bunicul, n-aveau voie nici să facă ouă roșie. Făceau pe ascuns, au păstrat toate tradițiile ca ortodoxi, pe ascuns, dar fără să află comuniștii pe vremea lor. După revoluții și dispariții de regimuri comuniste, preoția românilor au urmat școli în limba română, iar bisericile lor s-au construit și cu bani trimiși din România. Azi graiul la român încă se mai aude în slujbele care adună enoriașii din Corcea, păstoriți de un preot albanez. Protestanții, biserica s-a deschis paraclis la școala Papalam Robalamace, dapoia alumtară arămeni, societatea arămeni de Curșaua, ților locuaua, și sfeții biserica, ama comunitatea rămână, are dat ajutare și năștea istă biserică. Cum zic, statul rămân are dat mult ajutor, rămâne din America, își din locuri alte. Și până, cum vedeți, azi este fapta istă biserică. Bun ziua, bine ați venit, la mulțumesc tuturor, pace tuturor. Eu am fost unul dintre colaboratorii cei mai apropiați ai părintelui Dimitrie Veriga. Am fost alături de dumnealui la fiecare slujbă pe care a ținut-o aici, în biserică. De asemenea, am fost prezent la multe din acțiunile organizate de către comunitatea de români din Albania. După trecerea la cele veșnice a părintelui Veriga, eu am devenit preotul acestei biserici și parohii cu binecuvântarea mitropolitului nostru Ioan. Sunt căsătorit și am doi copii, iar soția mea este învățătoare. Sunt mândru de această sarcină care mi s-a dat, să fiu în slujba comunității române din Corcea. De dragul limbii și păstrării ei, părinții de azi își duc copiii la școli particulare cu una sau două clase în care cei mici învață în graiul bunicilor sau al străbunicilor. Șansa lor o reprezintă profesorii și învățătorii care, voluntari, se implică în ateliere și acțiuni care să-i atragă pe cei mici către limba și tradițiile strămoșești. Limba noastră, cât bună, cât mușată, cât ușoră tiluțară. Șoți și frați, nu vă mânați, tot măieri și bărbați. Limba noastră, suvățară. Fați azi în școală, dar să adun copii, e un cost mare, cu un învățător. Și ajutor nu avem lot azi pentru școală. Nu avem lot. Azi nu avem lot. Păi să dialectele ți se fac. Că aici dialectele se fac la Corcea. Cu limba ți se face la Bela, la Selenița. Ajutor pe azi nu avem. Ajutorele sunt de la Fundația Iorga. Eu le zic concret cum sunt. Și noi intrăm până acolo, să nu piardă este limba și vedem că și pregătiți, că să ne zem la școală din stat, la școală publică, sunt pregătiți și oameni. Să dau cursuri, să se fac după școală publică, ți fac copii, știi? Mine este învățătoară și mi îndoiesc că lipsește. Și aici copiii sunt viață limba. Limba este parte de identitatea unui popor. Dezvoltarea e, grearea e, vrearea tinesă, spune sufletul a unui popor. Și mi îndoiesc că așa ești copiiniți, cât să nu înveață limba noastră. Limba noastră este mult mușată. Copiii vin, nu știe limba și lipsește, sunt înveață. Aici să fițăm noi, au la biserica a noastră,
Avem clasa acolo, cum văzut. Din maș sâmbătă, o avem achimată școala de sâmbătă, că copiii sunt la școală. Sunt copii de 12, 14 de ani, dau studenti, dau fete studenti. Toți vin de la familia română. Mi-nduiesc că limba zgrește în casă. Ama lipsește și familie să știmbă această limbă. Ta înveață și copiii lor. Prințe vrata să înveață limba lor, mamă, știi? Mă vrem și noi un statut să avem și un, ceva, o carte să ducem. Frate, noi avem aceste carte și Ministerul Învățământului al Albaniei face proiect și program. Voi aveți 3 zile pe săptămână, 4 zile pe săptămână, tați de deți limba voastră. Noi nu avem mai asta. Și sincer, noi fițem aici școli la Sepru și la aici sunt tot angajament de la Fondația Iorga. Eu nu vreau să-mi alav mult. Sunt toți de lor, ale Fondației Iorga, și la Selenița, și la Siepor, și la Elbasan, și la Corșa, ajutări să fițăm. Mă noi să ajungem la un nivel, ți legea, să ajungă și noi să le sforțăm lucrurile, dar să ducem. Eu nu zic că Ministerul al Învățământului al României, ma vrea să colaboră astea, sunt mulți ani nu au colaborat cu noi pentru acest nivel. Câțiva dintre românii din sudul Albaniei străbat de câteva ori pe lună drumul către România, în speranța că vor găsi pe cineva care să le înțeleagă lupta de zi cu zi pentru păstrarea românității în Albania. Au nevoie de cărți, de oameni instruiți care să-i sprijine în redactarea unui manual de limba română care să fie predat în școlile de stat de pe tot cuprinsul Albaniei. Și ar vrea să nu mai fie nevoit să bată pe la uși neprietenoase în căutarea susținerii de care au nevoie. Avem 3 abecedari. Mă minduiesc că copiii sunt mărși, nu pot să hârșim de abecedar. Și noi minduim, mini și Mirela Beriga, să hârșim ca un activitate de copii. Ți la răsește a lor să facă. Este colindit. Ți știi năști colindile? Steaua se lucește și lumii vezește și lumii vezește că astăzi curata prea nevinovată Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. A românii din Albania încă se descurcă singuri în vremurile în care asimilarea vine ca o furtună care acoperă neamuri vechi de mii de ani. Încă sunt puternici și încă încearcă singuri să găsească soluții prin care românitatea din ei și din locul în care s-au născut să nu dispară. Cândva, în toată zona Balcanilor, regii României deschideau școli în care se preda limba română și susțineau preoții din bisericile în care rugăciunea era făcută în limba română și în graiul aromân. Cu această amintire, a românii din Albania, aflați la 1300 de kilometri de țara mamă, încă mai așteaptă ca statul român să înțeleagă că la o margine de mare ionică trăiesc copiii ei cu România în suflet. Și l-o da un mesaj a tuturor autoritățile din România, dar îți bagă mâna pe Balcan, că toți oamenii aproape se asimilez, să face un asimilare mare. Și aici este uzină un timp ce noi, cum se zic, ne agrășăm de. Și aici este mare, amărtii mare pentru noi.